Bună, Leu, și bine ai venit la etalarea ta pentru luna iunie, pentru energiile curente. Voi analiza relația dintre tine și o anumită persoană, așa că te poți gândi la cineva, sau relația dintre tine și ceilalți, dintre tine și un grup de oameni anume. Poți să lași și tarotul să îți ofere mesaje. Hai să vedem, dragii mei lei, ce se întâmplă pentru voi. A venit și pisica, nu știu dacă o vedeți, cred că îi vedeți doar umbra. Și aveți așa, regele de cupe, 2 de cupe, eremitul, 7 de bâte, 6 de spade, 3 de monede. Un drum pe care îl faceți împreună cu niște prieteni sau un drum care are legătură cu o construcție, cu zona aceasta locului de muncă, dar e ceva ce faceți de mult timp. Sau o schimbare, o mutare, pur și simplu parcă aveți o energie fantastică și vreți să luați atitudine, să faceți ceva cu o mai mare seriozitate. De asemenea, posibil să fi avut parte sau să aveți de parte de o mică mare confruntare, dar nu într-un sens negativ, cumva. Această discuție parcă vă dă așa putere, vă umple de speranță și de curaj. Cu o persoană mai în vârstă, mai înțeleaptă, o persoană care este specialistă pe un anumit domeniu sau o persoană care este mai singuratică de felul lui sau de felul ei. Văd aici o înțelegere pe care o faceți, care are legătură ori cu zona medicală, ori cu zona vindecării, are legătură cu ideea aceasta de dedicare, de iubire, dar nu o iubire din aceea foarte pasională, ci din contra o înțelegere din aceasta pe inima voastră. Văd iarăși aici un bărbat foarte important pentru voi, blând, iubitor, un bărbat care iubește foarte mult și un bărbat care poate se ocupă cu zona aceasta a oamenilor, face tot felul de activități pentru ceilalți, e dedicat vindecării, e dedicat ajutorării celorlalți. Hai să vedem, dragii mei lei, aveți așa, situația 3 de cupe, ce gândiți voi 5 de cupe, ce simțiți voi cumpătarea, la baza manifestărilor soarele, în exterior 4 de cupe, ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți regina de cupe, ce gândește cealaltă persoană sau ce gândesc ceilalți, 8 de monede. Da, parcă cineva aici se gândește că e cazul să puneți osul la treabă, nu știu despre ce e vorba, dar așa mi-a venit să spun. E o părere, da, cuiva din exteriorul vostru, nu vă spun eu, dar poate e cazul să luați atitudine undeva, pentru că, dragii mei lei, Marte a intrat în semnul vostru. Marte a intrat în semnul vostru și nu spun acum că vă chinuie, dar e o perioadă destul de intensă pentru voi, posibil să vă simțiți mult mai plin de viață decât de obicei, să vreți să vă impuneți mult mai mult în fața celorlalți față de cum ați făcut-o până acum. Așa, am ridicat mai sus să se vadă și pisica, că e aici cu noi. 3 de cupe, ca și energie generală. Poate mergeți la o petrecere, poate mergeți la o întâlnire cu o persoană foarte dragă vouă. E o energie așa foarte, foarte bună și tind să cred că parcă sărbătoriți ceva. Acum, na, mai e până ziua voastră, dar știu eu. E o energie bună de sărbătoare. Pentru unii poate fi vorba de un trio, da? Că sunteți într-un trio și aici lucrurile e posibil să scârție nițel. De asemenea, văd o încununare a muncii voastre sau o încununare într-o relație anume din viața voastră. Ce gândiți voi? 5 de cupe. Aici văd că, nu știu, ori gândiți că cineva a cam dat bir cu fugiții din viața voastră pentru unii lei, pentru alții chiar discutăm de faptul că ceva aici s-a dărmat, s-au întâmplat niște lucruri mai puțin plăcute sau se întâmplă și voi aveți tendința să vă gândiți, să vă uitați din punct de vedere rațional doar spre o anumită zonă. Poate să fie și ceva care are legătură cu zona voastră emoțională, dar și ceva care are legătură cu ideea aceasta de a munci, de a fi atenți la detalii. Poate e cazul să fiți mai atenți la detalii, dragii mei lei, în această perioadă. Cel puțin asta vă recomandă cărțile de tarot. Ce simțiți voi? Cumpătarea. Vă văd aici foarte liniștiți, e ca și cum răsare așa un curcubeu în inima voastră după foarte mult timp. Poate să aibă legătură cu o femeie din viața voastră, foarte blândă, iubitoare, o regină de cupe, o femeie care știe foarte, foarte bine să vă mângâie inima chiar atunci când aveți cea mai mare nevoie. Aici cumpătarea vorbește despre zeița Iris, dacă vă ajută cu ceva acest detaliu.
Pentru alții e posibil să vă doriți să vă împăcați cu cineva foarte drag vouă sau să vă revedeți, cine știe. La baza manifestărilor voastre este soarele, Apollo, deci sunteți într-un mare fel, dragii mei lei, posibil ca această idee de aici că nu prea vă convine ceva, posibil să aibă legătură cu zona orgoliului, pentru că Marte, v-am spus, este în semnul vostru și atunci vă dă o putere și o încredere în voi absolut fantastică. Poate chiar vă pune în tot felul de situații în care, nu știu, vă impuneți acolo ca și conducător, ca și lider, dar nu o faceți neapărat într-un sens negativ, ci pur și simplu poate chiar aveți ceva de spus acolo. De ce nu? Aveți o personalitate foarte solară, dragii mei lei, în această perioadă, cel puțin. Oricum voi sunteți solari, oricum voi sunteți lideri, dar cel puțin în această perioadă ceva diferit aici se întâmplă. De asemenea, posibil să fiți ghidați, să fiți ghidați de un post de conducere sau de o situație în care poate e nevoie să luați atitudine, să fiți șef acolo. În exterior aveți 4 de cupe. În exterior se anunță multe vorbe, dragii mei lei, multe vorbe vrute și nevrute. De asemenea, posibil să aveți parte de o persoană din viața voastră care este cam, eu știu, plictisită, da? E o persoană căruia nu prea-i convine așa ce-i spuneți voi, nu prea-i convine mai nimic, pentru că e o persoană care ori se gândește că e cazul să mai reparați ceva în relația cu această persoană sau să reparați ceva în viața voastră, deci e o persoană care nu vede lucrurile cu ochi buni. Pentru alții e posibil să aveți parte de o persoană care pur și simplu lucrează foarte mult în această perioadă și atunci, din acest motiv, posibil să nu fie foarte bine dispusă. În egală măsură, v-am spus, văd foarte multe vorbe pe care le stârniți în jurul vostru și ceilalți, adevărat, pornesc de la niște idei sincere, de la niște idei concrete, adevărate, dar sunt foarte mult înflorite pe parcurs. Și ce simte cealaltă persoană sau ce simt ceilalți, regina de cupe? Cineva e într-o perioadă în care pur și simplu face doar ceea ce simte, nici măcar nu se gândește la consecințe, se gândește doar la propria inimă, doar la propriul ego, de ce nu? E o persoană aici care, v-am spus eu, că vă echilibrează, vă ajută, vă umple inima, dar în egală măsură parcă vă mai și ciupește așa din când în când. E o persoană foarte intuitivă și o persoană care vă poate ajuta și vă poate ghida mult în această perioadă. Iarăși zona aceasta vindecării. E o femeie pentru cei mai mulți dintre voi. Nu e neapărat de dragoste, poate fi vorba de un colaborator, de o persoană dragă vouă, o persoană care este importantă în viața voastră. Și ce gândesc ceilalți sau ce gândește cealaltă persoană? 8 de monede. Cineva gândește că poate e cazul să mai remediați voi, să mai rezolvați anumite lucruri în viața voastră, în relația voastră. Poate cineva se gândește că e cazul să vă mai odihniți, da, de la atâta muncă, să vă mai vindecați. Poate vă dedicați mult prea mult celorlalți în această perioadă. De asemenea, zona aceasta a muncii este foarte activă. Poate e o perioadă cu multe lucruri de făcut în acest sens. Iarăși, eu cred că e cineva care vrea totuși să mai repare ceva, cineva care vrea să construiască o relație alături de voi, să mai pună la punct anumite detalii pentru un eventual viitor, dar repet, da, nu e neapărat dragoste. Hai să vedem și cărțile din tarotul umbrelor, să ne lămurim aici cu acest 5 de cupe, dragii mei lei, ce-i cu el, de ce vă face să vă simțiți așa. Și aveți așa diavolul, da, după cum spuneam, lucruri ascunse, dragii mei lei, care ies la iveală din voi, poate și 7 de bâte. E ceva care vă provoacă aici, dar, repet, e un eveniment care poate cere de la voi mult mai multă cumpătare, mult mai multă înțelepciune, cere de la voi să îi priviți pe ceilalți de la același nivel, pentru că v-am spus, e o perioadă în care Marte vă dă un curaj fantastic și vă face să vă impuneți capacitatea voastră de lider, că aveți o capacitate de lider aparte, dar peste tot pe unde mergeți. Și hai să ne lămurim aici ce-i cu acest 4 de cupe, ce-s cu aceste vorbe din jurul vostru, dragilor. Și e 2 de cupe. Da, multe vorbe pe care le auziți cu privire la o înțelegere, la un contract, la o relație. Posibil de asemenea să se audă tot felul de vorbe
dacă sunteți bărbat, posibil în zona casei, că văd aici două femei, posibil să mai cunoașteți pe cineva nou sau cineva să vă stârnească interesul. Oricum ar fi, se aud tot felul de vorbe, se aud tot felul de lucruri în exteriorul vostru și în special pe zona aceasta a femeilor. Iarăși, posibil să cunoașteți o persoană nouă, o femeie care stă foarte bine din punct de vedere financiar, o femeie darnică, o femeie care iubește foarte mult zona aceasta carnală. Și de aici posibil să apară tot felul de vorbe în acest sens. Hai să vedem, dragii mei lei, și oracolul arhanghelilor ce mesaj are pentru voi. Și aveți așa, sacralitatea pură de plină, numărul 3, numărul 9, numărul 12. Și spune așa, e arhanghelul Raziel. Vă oferă cunoașterea ezoterică a tainelor dumnezeiești, vă revelează secretele teribile ale manifestării divine și modul în care puteți să atrageți în ființa voastră grația dumnezeiască. Vă ajută să pătrundeți în sacralitatea pură a lui Dumnezeu și să aveți acces la viața divină. Deci e o perioadă în care vi se relevă anumite lucruri, dragii mei lei, și e o perioadă în care e nevoie să vedeți și ce bubițe sunt acolo. Dacă vă supără ceva, să vă uitați așa sincer, dar sincer cu voi. Dom'le, de ce mă supără acel lucru? Că poate e ceva intens acolo. Dragii mei lei, aceasta a fost și etalarea voastră. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare, vă iubesc, vă pupăcesc și să ne revedem cu bine și la filmările zilnice, tarot zilnic pe Zodii, tot pe acest canal de YouTube le găsiți. Abonați-vă, lăsați un like și stați aproape. Vă iubesc!